dacă eram acasă, să știu că Alex e în club, fai. N-aș, nici m-aș chinui și n-aș putea să De ce, Alex a fost în club? Nu. Nu? Dar unde a fost? Niciunde. Acasă? Da, a stat cu familia. Bravo. A stat cu familia și am zis și eu într-o seară, am mers să mănânc în centru vechi și am zis, dacă vrei că ești cu băieții, mergi, că nu am încredere. Eu vreau să-l supun la test, că nu voiam. Logic. Și nu am mers. Și dacă se ducea, te certai cu el? Păram. Normal! Du-te, că ne despărțim după. Da, vreau să văd ce faci, de-aia zic, du-te să văd. Dar... Păi ce vrei, ferească Dumnezeu să faci. Da. Bun. Roxana. Da. De ce te-ai despărțit de Bogdan? Sau Bogdan de păi tine? Păi el de mine, că el a șters și el. L-a luat de la Ricardo cu ștersul pozelor, nu știu. Nu, Bogdan. Nu, Ricardo a luat de la Bogdan. Așa. Da. Că eu am plecat la Constanța, la Lavinia. Și erau șanse de vreo 90% să vină None și Oianu, pentru că sunt din Constanța și mă gândeam, sunt aproape, probabil ore. Dar Andy să fie 6% să fie acolo, asta a fost tare rău de tot. M-am dus cu Mari, cu Lavinia, cu verișoara mea și încă o fată. Am intrat noi la un club și ce să vezi, o să vezi. Era la masă și Lavinia o țintă, direct acolo ne-am dus, știi? Adică eu nu știam unde e masa, mă rog. Ce faci că îmi pare rău, că nu știu ce el a zis, apoi și maică sa, amândoi și-a cerut și am zis. Pe ce, mama lui era la... Nu, am și vorbit pe telefon, l-a ținut mărțiș pentru că am blocat-o pe Facebook, mă rog, că mi-a vorbit foarte urât și am vorbit pe două etape diferite, v-ați văzut în club? Și păi nu, am și vorbit. Păi nu, păi am vorbit cu el puțin, atunci mi-era frică că o să mă pozezi și după aia am stat la distanță de el, când am vorbit cu mine, și cu el. Și a zis că îi pare rău pentru că... Mama lui când ai vorbit? În club. Și în cu ea club, și cu în tot vacarmul ăla? E, bine, auzeam nimic, oricum am auzit, bum, 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 nu, n-am auzit bum, nimic, bum, doar cer iertare, bum, bum, era bum, bum, să știți că pare rău, bum, bum, bum. Era pe FaceTime, dar pe telefon, atât. Mă rog, după aia el a stat într-un colț, eu într-un colț, după aia o ea nu i-am pus pe toți într-un colț, eu separat. Toate pozele care vor apărea videoclipuri sau ce au făcut oamenii din jurul nostru, eu niciuna n-o să fiu lângă vreunul. Ai dormit în aceeași casă cu Andy? Asta da. Seara, când a venit de la club, el a venit și a dormit cu cine, nu mai zi așa, mă rog, și eu cu mare. Nu contează, cu treaba lui, cu Andy. Eu am dormit cu verișoară, asta contează, în altă cameră. Și el cu cine a dormit? Nu pot să zic, că e urât. Nu contează. Cum adică e urât? Ce urât? Păi poate au fost mai mulți. Aaaa, mă bag, tu nu mă interesează. Haide, zi-mi, te rog, n-am cum, acum dacă tot pentru că n-ai chef să mă cer cu ea, nu. N-ai cum. N-are rost să mă cer cu ea, nu. Păi a dormit cu Lavi, logic, și cum ai ceva. E problema lor. Că Lavi își dorea de mult, oricum. Nu mă interesează, nu zic și gata. A dormit sau? E treaba lor, am dormit în altă cameră, n-am văzut. Asta, mi-a zis și mie. Păi asta nu s-a întâmplat înainte. Ce? Deci, în prima noapte, Alex a zis să ne vedem. Și a zis că nu, 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 că mi-e somn. Și a auzit la vinea... O să mă găsiți spânzurată. A auzit la vinea și a zis, hai că vreau să mă văd cu Andy. Și a zis că nu, nici nu l-ai văzut bine. Deci în prima zi când a intrat. Și a insistat, m-am pus să dorm certată cu la vinea, că nu m-am dus. Și a doua noapte, da. Ca? A doua zi. Că în prima seară când la vinea a intrat aici... Nu, când a intrat Andy. Andy. Da. A vrut să meargă și n-am vrut eu, că mi-era somn și a zis că nu, să meargă ea și a zis că nu merge singură, că nu știu ce, că e rușine. Și a doua noapte a mers. Și mi-a zis că dacă nu fie astăzi cu mine, nu mai vreau, parcă eu câștigam ceva. Dar trebuia să fii paznic sau cum, că nu înțeleg. Nu, ca să, că era rușine și că mergeam eu cu Alex și a cu Andy. Ah, și a doua seară n-a mai ținut cont de rușine și s-a dus. Da, s-a dus. Și a... sigură? Da, da, a fost... Tu de unde știi? Dar numai odată. Andreea, că și că i-a am cumpărat... fost eu tot atunci. Dar și ea deja era... A doua oară. Ea... Și când și a venit iubitul ei în Istanbul, ea se săruta cu Andy și după ce mergea... Da, Andy era aici când s-a dus. Bine a zis că n-are iubit până la urmă. Are. Bine, Andreea, tu crezi ce zice ea? Și a fost în bazar atunci iubit. Când am fost omul toți. Omul care întreține. Și n-a zis că nu e adevărat? Păi da, dar stai-mă puțin, n-a zis că n-am pus-o noi? N-am obligat-o noi să-i spună povestea? Așa e să se scoată. Era normal, Andreea să spună lucrul ăsta atâta timp cât ea nu a plecat tocmai ok de aici și adică... Da, n-a zis pe ceea ce a făcut ea. Dar ce înseamnă că n-a plecat tocmai ok? Adică mă refer la modul că a rămas cu imaginea ei. Exact, a rămas cu imaginea ei pe care ea și-a creat-o și nu i-a convenit. I-a fost ei rușine de ea. Dar s-a mințit cu ceva? Nu, nu s-a mințit. Emisiune. Nu, era rușine de ce făcea exact un om în căsătorit. Exact. Dar atunci am și o întrebare.
din punctul vostru de vedere, sincer, că am văzut, am văzut acum când am fost acasă, dacă n-am văzut la povești și la... Doamne, iartă-mă, ferească Dumnezeu, dar cine suntem noi să judecăm, mănâncă și ei o pâine. Da, eu vă întreb, de ce anumiți concurenți? Pleacă de aici și încep să arunce cu noroi. Pentru că e frustrarea foarte mare, că la un moment dat, în momentul când ești în față și te elimine, zice, ok, mă duc acasă. Mama, dar când mai spune acasă și... că iar zic că ne-am învățat emisiunea asta. Noi trei am spus același cuvânt. Eu m-am revoltat foarte tare. Există două personaje pe internet care vorbesc foarte urât și eu m-am luat... Bine, Raluca, nu mai băga în seamă pe toată lumea. Și oamenii care sunt față și se eliminați, oamenii care își doresc, cred că nu dau așa cu noroi. Și aia care își doresc, că, de exemplu, și noi ne-au făcut la fel. Dar cel mai amuzant e că Adrian a zis că emisiunea e fake. Adrian a zis că emisiunea e fake și că, Doamne, ce roluri jucăm noi. După aceea și-a pus, dragii mei susținători, ați vrea ca eu să mă reîntorc în casa puterea ta. Nu cred. Îți jur, Andrei, îți jur. Ieri o pus, îți jur. Dar sunt niște persoane. Ieri a pus Adrian că el vrea să se întoarcă aici. Ceva de genul. Ieri s-a luat. Nu, e clar. E clar, înseamnă că e ceva în aer aici. Vrea să vină în locul Larisa. Ori e ceva în aer. A, și Larisa, apropo, Larisa după gală a zis, nu, înainte de gală, că aș dorește foarte tare să meargă la Adrian. Cum a făcut strategie să o elimine pe Dea? În spate zice, pe capete o să vă scot eu de aici. Nu, ai zis, eu mai vreau să mai plec. Ambiție personală să iasă Dea înaintea ei. Da, asta mi-a spus mie că și-a pus ambiția. Și că o să văd eu și o să-mi demonstreze ea mie că eu voi ieși înainte aici. Și după aceea pleacă și ea acasă liniștită. Am primit și noi un mesaj astăzi și mă rog, a vorbit cu cei din producție, cum că s-a simțit foarte rău și că nu a putut să se urce în avion. Mă rog, nu. Și drept urmare, de aceea nu este astăzi aici. Nu știm dacă va mai veni, n-am nici cea mai vagă idee, dar vă spun cât se poate de sincer că nici nu mă interesează. Andreea, dar nu mai este, uite, ia-ți poza. Poza? Da, acolo, mesajul. Sus, deasupra de tablou. Cine a făcut asta? Toate eu, fetele. Am lăsat amintire, toate fetele. Scrie un mesaj. Drum ușor și drum mic. Care drum ușor, că e deja acolo. Zici că am scris pe gips. I-a scris să te mai duci când te-ai vota eu. Până atunci... Da. Și celălalt domn de dincolo mai vine? Sper că nu. Oianu. Alex Oianu? Nici Oianu. Sunt niște probleme cu actele. Cu descalificatul. Așa ne-a spus el, acum nu știm dacă ne-a mințit sau nu. Nu, a mințit că el a zis că nu se mai întoarce. Dar nu, mi-e mers ca să fac un vine. Apartament. Și are nevoie de 3 săptămâni până ies nu știu ce acte. Așa, am înțeles că are niște probleme cu niște acte. Da, așa am zis. Și nu are rost să-l așteptăm, Andreea. Da? Asta ne-a spus și nou. Asta ne-a spus și nou. Păi da, 3 săptămâni. A zis vineri că... Nu, acum când am plecat acasă, el a zis că nu mai vine înapoi, că nu-l interesează. Dar și lui Alex a zis că a vorbit cu Alex, a zis că nu mai vrea. Eu asta nu înțeleg. Toți concurenții care au plecat de aici și s-au plâns că aici, în această emisiune, există condiții mizerabile și că mâncarea nu este bună și că nu li se plătește diurna la timp și că, vai, ce fake este această emisiune, de ce își mai doresc să se întoarcă? Eu atât vreau să știu. Dar și la bine am întrebat, ai stat o lună de zile aici, spui că emisiunea e fake, dar ai stat o lună de zile aici? De ce n-ai plecat imediat când ai văzut că e fake, du-te acasă? Stai o lună și ce? Eu cred că și cei care zic că vreau acasă, zic doar așa, nu că și-au dorit, că dacă îți dorești, nici mă mai gândesc să vorbesc despre emisiune, dacă îmi doresc atât de tare. Roxana. Da. Tu ți-ai trecut la Instagram că ești actriță și că joci un rol aici la această emisiune? Nu știu ce pun acolo. Am pus și eu. Serios. Da, și mă întreb, o să schimb că știi de ce m-a mai întrebat lumea? Mi-a scris pe Insta la mesaje și că păi joci, de asta o să schimb special, cum să zic că eu chiar joc aici un rol. Am să schimb. Vă rog, dacă puteți, atunci când faceți acele live-uri sau acele postări, dacă vă întreabă cineva e fake sau dacă nu vă spus, nu, special o să schimb. Adevărul, adică spuneți-le adevărul, nimic altceva. Da, păi asta zic, spuneți-le ce trăiți voi aici. Noi tot timpul și eu am vorbit, am răspuns la 10 de mesaje, emisiunea e fake, eu încerc să le răspund. Dar ia zi-mi, când s-a despărțit Bogdan de tine? În ziua în care am plecat eu la mare. Adică duminică, da. Nu? Ia zi că mă duc acolo, că nu știu ce. Și aia să ai încredere că o să vezi că nu o să apară nimic. Pentru că sunt conștientă că din momentul ce ies din casă m-a pus. El te-a rugat să nu te duci? Da. Te-a rugat sau ți-ai impus? Pentru că e o diferență. Și tu... Andreea, da, a protejat-o. Știți de ce? Pentru că eram în mall, în București. Și cum mă plimbam așa, deodată m-am întâlnit cu Bobicei și cu Mocanu. Mă jur, din greșeală. Firaria de greșeală. Eu eram în...
era lângă mine. Și când m-am văzut, mi-a zis că eram cu o fată și mi-a zis că vezi că te-a salutat mocanul. Când zic, a, zic că ești bobicior? Da. Bine, hai înapoi. Când m-am dus înapoi, erau acolo cu două fete și un băiat și am întrebat, zic, băi, mocanul, ce faci? Zic, am știam că e supărat, că na, s-a despărțit. Și a zis, măi, mocanul, zic, dar cum s-a întâmplat? Și a zis, băi, ea nu știa că eu vin în București. Că am zis, m-am gândit, măi, vii în București după ce deja eram și ea pleacă din București. Și a spus, nu, că ea nu știa că eu vin în București. Dar dacă chiar vrea să se întoarcă, ea era pe drum, dacă vrea să se întoarcă, nu, i-am dat mesaj, vrei să mă întorc înapoi să vin? Dar bine, eram deja acasă la Lavinia. Vrei să mă întorc înapoi? Și te duceai până în capătul celălalt? Și dacă mă duceam, vrei să zic ceva? Mă duceam până în București, oricum nu puteam să mă fac cu el. Adică... Serios? Poate te vedești și tu din întâmplare. E, da, nu, chiar, asta din întâmplare. Las. Dar prima nu. Prima adică nu. Mă întorceam și tu la telefon, stăteam cu el. Și ce ți-a spus? Să te întorci acasă sau să nu te duci în club? Sau ce ți-a spus? Mi-a zis că ne despărțim. Dacă te duci la mare? Aha. Dar el a spus că nu mare a fost motivul. Da? Ceva mult mai greu. Da, a auzit el, vezi, doamne, că eu m-am văzut cu băiatul la care stă ceva din București. Și ăla e plecat în Germania. A zis că e ceva mult mai grav din București, că de atunci la bloc și a doua zi ai plecat la mare. Așa a zis el. Deci a venit joi în București. Fostul tău iubit? Mă, dar ce aveți văzut acasă să vă vedeți cu foștii iubiți? Păi nu e interzis. Și a zis Hamude, ok, arată că m-am văzut și după vorbim. I-am zis că vorbe sunt o grămadă. Nu știu de ce ar zice Hamude așa ceva. Chiar vreau să vorbesc cu el, să vedem de ce a zis chestia asta. Și Hamude, ce credeți? Culmea, eram eu cu ea și cu fratele ei la o cafenea, la un prieten de-al meu. Și a venit și Hamude la cafenea la noi. Și asta nu înțeleg, de unde asta chiar vreau să vorbesc cu el. Păi ieri când era în aeroport, de ce n-ai mers? Era Bogdan, Hamude, că era păi nu, Hamude. Pentru că i-a simțit reci pe toți. Cred că Bogdan a vorbit ceva, nu știu, și Bobicioiu, și Hamude, și Bogdan. Da, erau toți trei reci. Supărat, erau toți trei reci, nici salut n-au zis niciunul. Și de asta nu m-am băgat în seamă. Am zis, bă, cine știe, frate? Ia hai să facem conexiune. Să-i întrebăm și pe băieți ce fac. Aoleu, adevărat înviat. Auzi, tu te-ai supărat, te-ai ofticat că nu m-a stat trează cât ai fost în club? Nu! Când am fost în club, ea mi-a spus, bă, Ricard, uite, tu te-ai dus, dar m-am simțit ciudat, adică nu mă simt atrasă de tine. N-am adică, zis așa, Ricard, nu, am zis normal, că n-am simțit gelozie. Normal, așa ai zis, normal, făceam o criză de gelozie. Normal, făceam o criză de gelozie, ai zis. Dar acum n-am făcut, nu știu de ce, nu mai simt ce simțeam înainte, așa ai zis. Probabil că a prins încredere în tine. Că, da, nu, că a zis că nu e asta motivul. A zis că nu e asta motivul. Nu, ea nu și știe. Și te-a măcinat. Toată noaptea te-a măcinat. Nu zic, ea cu gura ei a zis asta. Nu că eu aș fi vrut să fac ea gelozie. Nici nu m-am gândit vreodată la chestia asta. Dar ea mi-a zis cu gura ei, bă, uite, Ricardo, eu n-am fost geloasă pe tine că ai fost la club, dar mi se pare ciudat că de obicei sunt geloasă. Înseamnă că nu mai simt ceva, înseamnă că nu mai... Dar, Ricardo, să ai un motiv. Chiar e un motiv. Nu, în legătură cu chestia asta cu da, clubul da, și mai sunt motiv. Altele. Adică... Da, ea v-a zis varianta ei, care e varianta ei, adică. Da, ia zi-mi și tu varianta ta. Bine. Mai ții minte cum le cheamă? Nu, no, că dacă ar fi fost, chiar îmi pare rău că n-a fost niciuna. Na. Chiar îmi pare rău. Cum să zici asta? Nu, dar pe bune, adică eu care am fost și n-am făcut nimica, haideți să vă spun varianta care a fost. Ieri când am ajuns aici în Istanbul, eu am văzut mesaj pe telefonul ei. Pam, 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 de la cine e? Văd numele și spun, arată ce mi-ai vorbit înainte. Nu-ți arăt că mă supăr. I-am spus, bă, oricum mă supăr. Și dacă mi-arăți, și dacă nu mi-arăți. Până la urmă mi-a arătat și a început să-mi zică tot. Că a plâns nu știu cum. Mă, că... dar voi semănați. A, bine, nu. Măi, dar semănați. Da. Mă, voi suflete perechi. Da, bine. Mă, dar oricum și acum mă enervă pentru că ia când fu de vorbit de relație, vorbim un minut. Când fu vorba de chițibușuri și de găinării, gata, păi gata, așa gata. E între fete când ne punem la bârfă. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Da, lasă că și tu ești. Nu sunt eu, dar șeful bârfelor. Taca, 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 taca. Nu te mai oprește gurița când te-a. Dar ea știe orice, dacă e vorba, numai varianta ei o știe, s-o zică. Ia zi, tu ce au făcut toți băieții în vacanță? Ce să facă băieții mei? Băieții mei s-au distrat. Băieții mei joacă și ei. S-au distrat și ei, dar au fost cu minți. Au fost cu minți. Au fost cu minți. Nu e adevărat. Da, 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 da. Care nu e adevărat? Ia zi tu ce-am făcut. Ia zi, Jador, ce ai făcut la club? A avut cântări, Jador. De eu am cântat, aia a fost singura ce dată. Ce știi tu, Bianca? Ia zi-mi. Stai așa. Din greșeală am ajuns la club. Tot din greșeală. Din greșeală românii s-a întâlnit cu toată lumea. Gomis din greșeală. Nu, asta nu a fost din greșeală, chiar a fost premeditat pentru că vreau să văd ce fac băieții. Că era Jador, da. Cu Bobicioiu și cu Hamude. A plecat Sherlock Holmes
în aventură. Ia, povestește-ne, te rugăm, hai. Da, am fost la club. Din greșeală. Asta, cineva. Deci, a doua oară că m-am găsit din greșeală, aia chiar a fost greșeală. A doua, acum... Și prima dată a fost tot din greșeală. Nu, acum o prietenă a zis, măi, hai să mergem acolo. Când am văzut băieții, am zis, hai să iau masă. Hai să mai rămân să văd ce fac. Da. Nu, să nu fug, să plec, că poate mă descalifică. Mai important e să stau paznic, să văd nu, ce fac băieții. Am scris, am salutat domnite și după aia gata, nu am mai... Eu aveam masa acolo la un colț și era un colț. Și la un moment dat, eu eram cu Marina atunci, și la un moment dat am zis, băi, hai să merg eu la ei să-i salut, că na, așa e frumos. O iau pe Marina să merg, când văd pe Bobicioiu de mână cu o fată și ieși afară. Și m-am retras. M-am întors înapoi. În loc să te duci să-l urmărești, te-ai retras. Da. Nu ți-ai făcut treaba. Scuze, pe obicei n-am să zic, dar trebuia să zic că n-a așa povestea. A plecat. Da, acum să vă zic eu de ce a făcut pe obicei așa. Ce? Să facă geloasă. Să facă geloasă pe Bianca. Eu oricum mi-aduc aminte când am luat-o cu fatea de mână. Măi, Alexandru, ai vrut să faci geloasă pe Bianca? Nu, nici nu mi-aduc aminte când am luat-o pe fata aceea de mână. Da, erai bă, bine. Nu, știi de ce nu-ți aduce aminte? Păi bă, se foarte mult. Ea de mână pe tine, da, zic pe eu, doamnă. Vă zic așa eu. Așa e. Fata aia l-a tras odată, el era... Doamna, vă zic eu. Ia zi. Când a venit fata aia, era lângă Bobicioiu și imediat a apucat-o de mână când am văzut-o pe Bianca. Serios? Da. Așa e. Nu. Eu cred pe Jador.